Orașul Fălticeni, situat în județul Suceava, din regiunea istorică Moldova, România, este un municipiu format din localitățile componente Fălticeni, Șoldănești și Țarna Mare. Această așezare se găsește în nord-estul României și, conform ultimelor date demografice din 2021, are o populație de peste 23.000 de locuitori, fiind al treilea centru urban ca mărime din județul Suceava. Municipiul a fost oficializat în 1995, alături de Rădăuți și Câmpul Lung moldovenesc, după reorganizarea administrativă post-comunistă. Înainte de 1950, Fălticeni a fost reședința fostului județ Baia. Este un centru recunoscut pentru contribuția semnificativă la cultura și știința românească, având o tradiție îndelungată în formarea de personalități notabile. Istoria Fălticenului este una bogată, cu rădăcini ce se întorc în timp până în secolul al XV-lea, când zona era cunoscută sub numele Fălticenii. Prima mențiune documentară datează din 15 martie 1490, când vistiernicul Isac a achiziționat satul de la Neacșa, fiica lui Hanea, cu 200 de sloți. O altă atestare importantă a localității datează din 12 martie 1554, când Alexandru Lăpușneanu a donat această moșie mănăstirii Moldovița. Deși înregistrările arată că Fălticeniul a fost oficializat ca oraș în 1779, se crede că așezarea este mult mai veche, având legături cu satul Fălticenii Vechi, menționat în documente din secolul al XII-lea. Fălticeniul a fost întemeiat ca târg în 1780 de Ioniță Bașotă, sub auspiciile domnitorului Constantin Moruzi, și s-a dezvoltat rapid ca un centru important pentru comerț, beneficiind de afluxul populației din zona afectată de inundațiile râului Moldova. Numele orașului provine, potrivit unor teorii, fie de la Stan Pântece sau Foltic, fie de la un colonist sas, Fâln Hanes, sau chiar de la termenul local Foltău, care înseamnă scoarță de brad. În secolul al XIX-lea, Sinagoga Mare, construită inițial în 1795 și reconstruită în 1854, a devenit un simbol al diversității culturale și religioase a orașului. Numele oficial al orașului a fost schimbat în Fălticeni în 1836 și a fost centrul administrativ al județului Baia în perioada interbelică. Pe lângă bogata sa istorie, Fălticeni este cunoscut pentru obiectivele turistice, cum ar fi Muzeul de Artă Ion Iremescu, Muzeul Apelor Mihai Băcescu și numeroase biserici istorice, inclusiv Biserica Adormirea Maicii Domnului și Biserica de Lemn Sfântul Gheorghe. Aceste monumente nu doar că atrag vizitatori, dar sunt și mărturii ale tradiției și culturii locale îndelungate. Astfel, Fălticenul reprezintă o fereastră spre trecutul și cultura Moldovei, oferind o perspectivă unică asupra evoluției urbanistice și culturale în această parte a României.